ce ar fi niște maimuțe extraterestre care fac salsa. Tu îți dai seama? Arriba, arriba! Asta nu se mai oprește. Te-ai dat. Aduceți un mob din producție. Aduceți o dată și un mob. Că... Mama, sunt bun. Nu? Tu e... Vai, arriba, arriba, abajo, al centro, pa dentro. Hai, salutare și bine ai venit la ultimul episod de 3-2-1 Mix din acest sezon. Vom avea o pauză micuță și vom începe sezonul 3, dar până atunci, astăzi, la episodul 10, o să mixăm o margarita, dar nu margherita, o să povestim imediat care este diferența dintre margarita și margherita, dar lângă mine o să vină nimeni altul decât Willmark. Salutare, salutare. Salutare, salutare. Ce faci, mister? Cum ești? Wow, foarte bine. Fresh, mă bucur. Fresh. Să știi că asta este prima mea apariție după acest minunat sezon de pandemie. Bine ai venit, bine ai venit. Uite, o să stingem pandemia asta cu tequila. Eu știu că ți-e place tequila. Eu cred că o să încingem atmosfera cu tequila, să știi că nu o să stingem nimic acum. Ok, o să încingem atmosfera cu tequila. Dar, fii atent, Wilmar. Regulile jocului, sunt în felul următor. Ca să ne apucăm de mixat, trebuie să ai și tu un shorts ca al meu și ca să câștigi acest am crezut că trebuie să ne apucăm așa, zic, nu mă pune la asta. Tu observi că eu m-am îmbrăcat în negru și te-am lăsat pe tine să strălucești. Da, eram sigur că Wilmar va veni îmbrăcat fosforescent, colorat. Tot timpul când te duci la o emisiune TV, toată lumea se îmbracă în negru. Zic, mamă, saturat, zici că te duci la o mormântare. Aici la tine e normal, că asta e uniformă. Voi trebuie să fiți acțiunea emisiunii. Bun, unde e shorts-ul meu? Avem tasting prima oară. Avem tasting. Okay, bun. Ca să câștigi un shorts mișto, okay, trebuie să faci minim 3 puncte. Să ghicesc 3 din ele. Da, 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 da. Să ghicești 3. Dacă ghicești și care cum este, spun imediat, pentru că avem 6 pahare, okay, și avem produsul ieftin versus produsul scump. Aha. Unul la mână. Aici poți să câștigi un punct sau poți să mai câștigi un punct dacă îmi spui ce ingredient este în pahar. Și fii atent. Avem 1A și 1B. Te rog. Deci 1A, 1B, 2A, 2B. Okay, da, bun. Produsul scump și produsul ieftin, unul la mână, și te las să faci tu, să ridici paharul, să guști, să-mi spui, în primul rând, dacă știi ce este înăuntru. Habar n-am. Hai să vedem. Pare. Hai să vedem. Nu trebuia să discutăm asta înainte de aici? Nu. Bine, te rog. Începem, să le luăm pe rând. Ok, ia să vedem. Acum am înțeles de ce de la producție mi-au spus dacă vreau un pahar de apă. Da. Ia să, dacă nimerește aroma, Mango. Are un punct, băi, deja, deci deja are un punct. Deci este mango. E foarte bun, e un lichior de mango. Este un piure de mango. Wow. Și acum, care este scump și care este ieftin? Poți să faci 2 puncte. Da? Uite, ți-l las și pe ăsta mai în față, ca să poți să faci o comparație. Nu știu dacă e scump sau ieftin, nu-mi dau seama, dar cu siguranță asta e chimical așa, concentrat de ceva. Crede-mă, diferența de preț este foarte mare. E foarte mare? Dintre un deci eu pot să spun că asta are gust de mango 100 în mie, sper să nu greșesc. Are asta, gust de mango. La început are gust de mango, da? Dar da, la final e amăruiul ăla de da, nu, da, textil, chimical așa. Da, da, exact, exact. Bun, în concluzie, care este... Asta. Este scump? Sau ieftin? Scump. Asta e scump. Are bine? 2 puncte deja, mă, băi, deci stăm de vreo cu un expert aici. Bun. Wilmar, trecem la 2A și 2B. Aoleu, ok. Te rog, la fel, aceeași situație. Avem un produs scump și unul ieftin și avem măi, ceva asta ca și textura seamănă foarte mult. Da. Dacă îmi spui aroma, ce este? Ia să vedem. Nu știu, dar asta are gust de apă. Apa cu ceva. Da, apă cu dulce. Și așa. Mango. Și un pic de mango de înainte. A rămas de aftertaste. Uh-huh. Știu că asta e cel bun. Asta e cel bun. Adică asta e cel bun, sigur. Păi poate să fie și ăla ieftin cel bun, că nu înțeleg cum adică cel bun. Definește cel bun. Adică cel care nu, sigur nu e chimical sau ceva de genul. Sau, bine, poate să nu fie neapărat chimical și să nu fie destul mai de calitativ. Light, să fie mai light, așa puțin, știi? Dar zi-mi aroma. Nu-mi dau seama ce e. Găsești... gata! Ia. Cireșe, da.
Nu? Nu chiar. Amarena? Nu, chiar. Nu, 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 ceva? Nu, 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 nu. Mai ai o șansă. Repede, încă o șansă? Repede. Îți mai dau o șansă. Pentru că ai ghicit care este scump și care este ieftin, ai avut dreptate. Uh-huh. Dar dacă... Dar nu e, ești, oricum, nu ai cred, te poți să-ți alegi șorțul, dar e mișto să... Te ajut? Te ajut. Da. Mure. Este lichior de mure. Nu ghiceam un beac, o serios? Lichior de mure, dar deja ai strâns 3 puncte. Okay. Merge și la 3A, 3B. Da, sigur că da. Așa. Este o bază alcoolică aici, da? Te-am ajutat eu așa puțin. Poate să fie tequila, da, lui Uit. Cred că gluma asta a făcut-o toată lumea. Nu mi-a aștepta acasă. Nu mi-a aștepta că deja merg la al treilea păcar. Așa, bun. 3A și 3B. Bun. Nu, asta e mai grea. Asta e mai grea, că nu-ți mai dai seama vizual de ce este în pahar. E bază alcoolică. Bă. Ia să se poate. O să dăm un zoom pe expresie. Asta e spir de stăș pe masă sau de ce e mi-ai dat de acolo, nu? Nu, nici chiar așa. Și asta se bea? Se bea, da. Bun, ok. Come on, sunt 5 baze alcoolice pentru cei de acasă. Avem vodka, whisky, tequila, rom sau gin. Deci 5 baze alcoolice există în lumea asta. Trebuie să fie una dintre astea 5. Whisky n-are cum să fie, o luăm așa prin eliminare. Da. Rom poate să fie, restul poate să fie oricare pentru că avem și tequila. Cred că e vodka. Nu e vodka. Atunci este gin. Gin, aha. Da. Și atunci, bine, dar cum ai gustat? Probabil nu l-am simțit atât de bine, pentru că de obicei îl beai gin diluat, nu? Cu mixat, apa. Mixat, exact, mm-hmm. exact. Prea tare. Bun, și oamenii beau gin pur și simplu așa? On the rocks. Da, sunt și băuturi de gin, cum sunt și cei de... Ok, da. Bine, Wilmar, oricum am făcut 3 puncte. 3 puncte, gata. 3 puncte, hai să alegem un shorts, pentru că sunt shorts-uri nașpa și shorts-uri mișto cu supereroi. Acum, ce shorts vrei tu de aici să-ți alegi? Wow. Uite, ai cu Superman, ai cu... Nu știu dacă acolo este zona potrivită. Okay. Bun, să văd. Bun, no, eu am văzut unul care mi-a plăcut și pe asta să-l iau. Cu Superman, nu? Nu. Cu Flash? Nu, ești pe aproape. Cu mușchi, uite, ai cu mușchi. Ești aici pe aproape, acesta. Cu Supergirl, vezi că ai cu Supergirl. Da. Hai aici, hai să ți. Perfect. Hai. Gata. Doamne, asta nu l-a purtat nimeni în sezonul ăsta. Mi-am gândit eu, așa. Dar nu de altceva pentru rating. Ok, ia ok. Să vedem. Ia stai așa să ți. Dar stă bine, ești perfect, ce să mai colorat. Da, bun. Ești. O să întreb pe asistentul meu în îmbrăcăminte dacă îmi stă bine? No! No, oh my god! Da. Bun! Ne apucăm de mixat. Am spus că azi facem margarita și nu margherita. Da? Mm-hmm. Margherita facem în bucătărie, pentru că margherita este pizza, este o asociere pe margherita care... E din Clejan. Margherita, da, e din Clejan. Nu? Exact. Ok. Da, și da nu merge. Da. Margarita. Dar margarita. Noi facem o margarita, dar o facem un twist după margarita. Tu o să faci cu passion fruit margarita și eu o să fac mango margarita. Adică mango facem... margarita și eu cu passion fruit. Da, okay, avem aici niște piuleuri. Uite-te acolo, tu l-ai de passion fruit, eu l-am de mango. Așa că ne putem apuca de treabă. Zi cum începem. Începem prin a ne pregăti paharul. Ok. Da? Paharul... este acel pahar de margarita sombrero. Noi o să folosim un pahar coupé în cazul nostru. Dar înainte, știi că se pune un rim de sare pe paharul de margarita. Asta o să facem. Avem o lămâie verde, un lime de fapt. Îi facem puțin așa. Ok. E foarte important că să facem seama, nu? Să creăm seama? Da, sau? Da, de ce faci toată? Să facem puțin mai juicy, mai zemos. Da? Înainte să îl tăiem, facem un peel de lime, pentru că o să ne trebuiască la garniș, la decor, la decorul de final. Și asta este un curățător de cartofi. De cartofi. Bun. Îți plac cartofii prăjiți? Da. Cui nu-i place deci un cartof? Cât de mare? Atât? Uite cam atât. Uite. Ok. Că o să vină la final, o să vezi. Bun. Asta nu se mai oprește. Te-ai l-ai făcut. Serios? De doi. Păi încerc să-l tai și nu iese. Ok, gata. Ai grijă. Bun. Lasă că îl cosmetizăm cu cuțitul ăla. Bun. Așa, lăsăm garnișul deoparte de corul. Deoparte, da. Apoi tăiem lime-ul în două. Ok. Nu. N-am chiar cuțit din ăsta. Și dăm pe marginea paharului, dar dăm doar pe exterior. Dăm pe exteriorul paharului. Ia vezi cât de... Mai... Deci
prima greșeală. Aici văd prima greșeală. Eu de obicei făceam așa, știi? Înăuntru îi afectează aroma și gustul, știi? Aha. Deși ai fresh de lime și ok, nu, dar așa acoperă o suprafață mai mare. Da. Bun, ok. Și poți să lași, uite, spre exemplu, sunt mulți cărora nu le place sarea pe pahar și o să vezi că o să dăm jumătate de pahar sau o să lăsăm un pic pentru cei care okay. nu vor, știi, sare. Dar de obicei noi ne facem dar acasă. Dar cum ar fi indicat să vină omul la bar să te să zică, te rog, famil fără sare, nu? Sau famil cu... Tu, ca barman profesionist, ar trebui să lași opțiunea de a servi cu sare sau fără sare. De asta mm-hmm. o să vezi multe pahare jumătate cu sare și jumătate... Mm-hmm. Dar noi ne adresăm oamenii de acasă. Dacă tu servești unul cu jumătate în România, o să te întrebe ce n-ai avut bani de toate paharul da, sau da, cum da, adică, da, uite, vezi, uite, vezi, o gândire exact cum... Bun. Ok. Ai băi. Sare aici în fața. E migaloasă treaba? Da, uite. Și dăm doar pe jumătate. Pe jumătate? Da? Uite, eu am lăsat aici o bucățică. Mie îmi place perfect. Cu sare ca și idee. Și mie la fel? Ia să-mi pun eu sare peste tot atunci. Că oamenii au prins ideea. Nu. Aha. Ok, nu? Foarte bine, da. Punem gheață în pahar. Uite, punem așa cu mâna, că noi suntem curați când suntem acasă. Aha. Și știi cum e, ca și cum gai câtă gheață trebuie să pun? Uite, trebuie 3 să pui cubulețe? Multă, trebuie să pui multă gheață. Multă? Da, pentru că această gheață este o gheață de menținere, știi? Okay. Gheața asta menține paharul la o temperatură scăzută. Și îl punem aici. Este adevărat. Așa. Că cu cât pui mai multă gheață, băutura se menține mai bine? Da. E adevărat, nu? Mai zi o dată că nebunesc când îi aud pe oamenii ăștia. Nu, pentru că de obicei un cubuleț, două cubulețe, nu. Dacă lași puțin, atunci se topește repede da. Și bei apă cu băutura exact. Respectivă, nu? Se produce diluare. Bun, mă bucur că mi-ai confirmat acest lucru. Mulțumesc. Asta este, da. Luați notițe, cum s-ar spune. Și lăsăm paharul deoparte ca să se răcească, exact okay. ce am zis mai devreme. Să se răcească, ok, bun. Și mergem mai departe cu ingredientele. Bun. Cum spuneam, noi ne adresăm oamenilor de acasă, asta înseamnă că în loc de shaker noi avem un borcan. Bun. Și o să mixăm toate ingredientele în borcan. În borcan. Da, exact. Asta a fost ideea ta cu borcanul? Da. Foarte tare, borcanele astea se găsesc în orice casă. Peste tot. Uh-huh. Bun. Tequila. Și rețeta de la Margarita e foarte simplă. E foarte simplă și spun care e rețeta de la Margarita. Începem cu 2 pahare de shot de Margarita. Fiindcă ne adresăm oamenilor de acasă, cum ești tu și eu. Așa. Unul pentru tine, unul pentru mine. Așa. Da, o ceșcuță are 60 de mililitri pentru cine acasă. Nu, punem mai puțin. Nu știu ce faci cu tequila asta, dar stai. Deocamdată o punem acolo, știu că vrei să faci altceva. Îmi pare rău că ți stric show-ul. Așa. Okay. Dar face, cred că ți-am pus prea mult. Așa. Și începe. Noroc. Arriba abajo, al centro, pa dentro. Arriba abajo, pentru 3 2 1 mix. Noroc. Da, bun. Acum da. Acum merge. Acum merge acum. La fix, știi cum? Acum merge, acum intră. Bun. Spuneam că noi controlizăm ingredientele cu ceșcuța de espresso, care o ceșcuță de espresso are 60 de mililitri. 60 de mililitri, ok, notați. Rețetele sunt multe pentru Margarita, dar cea mai ușor de memorat este 60 de tequila, 30 fresh de lămâie sau de lime și 30 lichior de portocale. Deci 60, 30 cu 30. 30. Da, 60, okay. 30, 30. Este sfânt. Dacă memorați rețeta asta, credeți-mă că este una foarte, foarte, foarte bună. Mamă, ce bună e tequila asta. Nu? Da, nu pot să spun ce tequila e. Poate, în sezonul, poate în sezonul următor o să spunem. Dar bine, măcar după emisiune îmi zici. Da, spune. Punem tequiluța noastră asta, în shaker. Asta e 60 sau ar trebui mai mult? Până mai sus? Mai mult, te rog. Ok. Acolo e undeva la 50 de mililitri. 50, ok. Da. Aia e. Gata. Așa. Da, pentru că toată lumea are acasă o ceașcă de espresso. Se bea foarte multă cafea. Corect. În România. Bagă înăuntru, da? Da. Bun, da. Gata. Arriba, abajo, al centru. Al centru. Păi și știam. Pa dentro. Știam, n-ai cum să nu știi. Așa. Bun. Deci am spus așa, am spus 60 de tequila. Mergem cu fresh-ul de lime. Facem okay. așa un pic, îi facem casetelor să putem să scoatem mai repede sucul de, okay. de lime și îl stoarcem. Bun. Eu m-am retras un pic că trupește. Bun. Îl stoarcem tot în ceșcuța noastră, pentru că am spus că avem 60 de mililitri la o ceșcuță. Asta înseamnă că punem jumătate de ceșcuță. Ia, mai trebuie să mai pun? Cred că mai trebuie, da. N-am prins cele mai zemoase lime-uri. Wow, mie mi se pare că sunt destul da? De, da. Și mai ales că, uite-te, un lime în America Latina este real mult mai micuț decât asta. Lime-urile din Europa sunt mult mai mari. Dar trebuie să vă uitați voi puțin
să fie moi când le luați. Dacă sunt foarte tari și la lămâie, aceeași poveste, uscate, da. Au și coaja foarte groasă. Uh-huh. O să găsiți și variante de margarita cu fresh de lămâie, spre exemplu. Ia uite-l. Perfect. Perfect. Ah, eu l-am pus direct aici. Da, e foarte bine. Crezi acum, crezi că ai turnat, ai pus 30 de mililitri? Crezi că îți mai trebuie? Cred că am pus 35. Păi nu, că dacă ai făcut doar o jumătate, înseamnă că n-ai 30. Că uite, eu a trebuit să mai stor și puțin din a doua jumătate. Mai stau ce fie puțin, ca tine. Că... Vedem la urmă care este mai bun. Te-ai tăiat? Da, cred. Unde? Că aici. Aici. Unde? Unde? Ai, repede, medicul, sunați. Tare, ia, oprește puțin. Nu, e margarita cu carne. Stai așa, să-i spunem în plastură. Oprește puțin, numai zici puțin. Tu? Da, că spun în plastură, nu, că o să scurgă pe acolo și... Am aici, plusă medicală, ce crezi? Ce, m-am speriat, dar eu de câte ori sunt aici la bucătărie? Am crezut că e mai tare. A, tu ești pregătit? Da, nu se știe niciodată, m-am și speriat. Nu, asta trebuie filmate, crede-mă. Toate astea sunt bune. Deci, uite, știi cum se desface un plastru? Hai să te învăț. Rupi aici un pic. Așa. Da, asta știam. Aha. Da? Și în ăsta transparent. Băi, deci... Și acum cu fresh-ul de lime, să vezi cum o să te înțepe. Mamă, de asta mi-e cea mai mare teamă. La măie sau sare pe rana? Ah! Bun. Ne-am întors. În platou. Ne-am înțepat puțin, dar totul este sub control. Sub control, aici. Da. Sub control judiciar chiar. Da, suntem pregătiți și cu plasturi. Avem și medici aici în caz că se întâmplă ceva. Nino. Deci tu ai stors la chestia asta două lămâi? Da, o lămâie. O jumătate, un pic mai mult de jumătate de lime, da? Atenție. Și lime-ul nu este o lămâie necoaptă. Eu am tot auzit asta. Bă, ce este lime-ul? Este serios? Nu este o lămâie necoaptă, este un lime. Dar diferența dintre lime și lămâie este că lime-ul este un pic mai amărui decât lămâie. Anyway, asta e altă poveste. Pun și eu fresh-ul de lămâie aici. Și spuneam că alte 30 de mililitri în această margarita trebuie să fie lichiorul de portocală. Și eu l-avem aici. Tu ai lichior de portocală? Da. La fel, cu ceșcuța, Wilma, okay. Da, de data asta. Nu mai facem 30, jumătate. Ok. Este un lichior de portocale foarte bun ăsta. Crede-mă. Bun, și simt și mie, la margarita nu faci niciun fel de acrobații? Faci, dar margarita. Acasă, nu faceți acasă acrobații, nu faceți mișcări din astea, că spargeți televizorul și după aia îi scrieți lui Valentin, băi Valentin, mai pus să arunc pe acolo. Și aici avem un piure. Avem un piure. Sorry. Iară, trebuie să ne oprim iarăși. Da. Am spus că eu fac cu mango, tu faci cu cu passion fruit. Sau cu ce? Mai să punem foarte puțin, unde este ceșcuța mea, undeva la 10 ml de piure de... Bun, tu ai turnat deja chestia asta? L-am turnat deja. Deci portocale, da? Habar n-aveam că faci portocale aici. Trei ingrediente simple, vouă nici nu vă trebuie lichiorul ăsta, piureul ăsta, scuze. Asta e ala scump, nu? De mango. Da. Bun. Ala scump? Da, uite. Păi așa mi-ai zis tu. Da. Nu trebuie neapărat să puneți un piure. Noi vrem să facem un twist după... Deci piure, să spună. Exact, după margarita. Nu vrem să facem o margarita simplă, cu alte cuvinte. Pentru că noi nu suntem. E 30? Simpli. Este mai mult. O să-ți iasă foarte dulce, să știi. Nu-l pun pe tot. Nu-l pui pe tot. Ok. Mișto, arată foarte bine. Mie îmi place mult, oamenii, prietenii apropiați știu că eu sunt nebunit după mango. Și mi-a zis, Valentin, atât mixez cu mango ăla, îți pui mango peste tot. Mango e unul dintre cele mai gustoase fructe pe care le cunosc. Incredibil. Gheață, da. Punem gheață. Ok. Gheață până sus, uite, să se închidă la perfect. Una sus. În regulă. Deci ce am înțeles de la tine, cu cât mai multă gheață, cu atât mai bine. Unde? Că tu mi-ai spus asta. Nu? Tu mi-ai spus. Nu, tu mi-ai confirmat acest lucru. Știu. E o discuție destul de deasă atunci când vorbești. Doamne, interminabilă. Da. Și acum venim cu shake-ul energic și puternic, pentru că avem piureul care trebuie omogenizat cu tequila și cu lichiorul de portocale. Da? Bamboleo, bamboleo.
Cosa tu na 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 vivi sin ti. Bamboleo, bamboleo. Na. Vivir sin ti. Al tău este mai colorat un pic, vezi? Păi uh-huh. Este... Bine, tu ai pus și mai mult. Ai pus toate ce-și no, cu nu, 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 nu. Uite, eu am păstrat. A lăsat două. A lăsat două. Ok. Acolo. Bun, eu zic că suntem gata. Gata. Trebuie să fie omogen totul, nu? Da. Asta e ideea. Foarte important să fie și eco-energic, pentru că e piureul și piureul trebuie să se mixeze okay. Cu restul ingredientului. Notat. Bun, acum aruncăm gheața de aici și o putem arunca înapoi. Uite ce pahar frumos avem. Ah, vezi? Frumos, s-a răcit, okay. L-avem rece. Uh-huh. Rece ca viața. S-a condensat. Exact. S-a răcit pereții. Aerul. Ok, bun. Pereții gata. Paharului sunt răciți. Avem strecurătoare, aici tu una din asta mare. Bun. Și strecurăm practic toate ingredientele în pahar. În pahar. Da? Ok. Eu puțin pe lângă, dar... Da. Ei, o să mai înveți. Uită-te la mine. Ia. Aduceți un mop din producție. Aduceți o dată și un mop că... Nu, 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 dar vezi că nu, n-a curs pe lângă. Aici e de la line. De la line. Deci trebuie să fie până la margine, nu? Din ceea ce am văzut da, de acolo. Da, mai pune. Ok, puțin. Îmi place da, pentru că prezentarea asta... Auci! Știi cum arată? Arată ca Infinity Pool, așa. Deci este senzațional, al meu este senzațional. Cred că ai turnat un pic prea mult, mai ia și tu așa cum fac eu. Mamă, se râde din producție de tine, uite. Nu așa se bea, așa, nu așa se bea, trebuie și să fie. Și pilul de lime. Ok. Tu trebuie să... Mai taie din ele. Nu. Eu, uite, o să pun semnatura mea și o să-l fac așa. Dar să știi că n-arată. Ce? Este puțin prea gros, dar n-arată. Puțin prea gros, nu? Da, dar trebuia să mai facem fii asta. Fii atent, fii atent. Ce mai faci? Eu o să fac asta cu uleiurile din coajă, dau pe margine. Asta arată șamanism, așa zici că e... Nu, fii atent. Eu mi-am gândit așa. Să-mi zici dacă fac bine. Ai grijă cu cuțitul ăla că taie foarte bine. Nu, zice. Așa. Cred că aș putea să fac, nu știu, să-mi zici dacă am bartending. Să văd cum stă la creativitate, să văd cât de bine stai la creativitate. Da? Deci trebuie să, la tine plutește, nu? Da. Eu l-aș pune să nu neapărat să plutească, da? Foarte mișto, da. Arată okay, foarte bine. Ok, uite-te așa. Ok, mă rog, mai bine arată la margine. L-a pus, l-a uitat, da, e, l-a scos. Okay. Mai este noroc, hai să dăm noroc. Ok. Eu l-am gustat pe a meu. Îl mai gust o dată să văd și cu uleiurile din lime. Wow. Vreau să-l gust și eu pe al tău. Eu mi-am făcut vaccinul, deci sunt vaccinat și cu rapelul am tot. Mama, sunt bun. Nu? Tu e... Vai, de zi... Serios? N-am zis de băgut în acolo, dar sunt bun. Ia să vedem. Ia să vedem. Stai așa. Că vreau să fiu corect. Mie îmi place mango. Vreau să fiu corect. E și foarte, foarte bună băutura. Vezi cu sare cum e? Că primul impact este cel sărat și după aia pe aftertaste îți vine... Nu știu ce să zic. Da, eu știu ce să zic. Al meu îmi place mai mult. Da, al tău e și foarte bun. Ai și foarte bun. Ai știu de ce nu-ți place. De ce? Că e prea dulceac. Noi e un pic mai dulceac. Trebuia să fi ales o aromă de fructe de pădure mai degrabă. Fii atent. Dar nu știu de ce, dar al tău e și bine. Pe final de emisiune, pe final okay. De sezon. Sunt alegerile lui Willmark. Așa. 1. Pro TV sau Antena 1? Alegerile mele, Pro TV sau Antena 1? Bă, grea. Deci neapărat trebuie să aleagă una din două. O să merg pe, cum se spune, pe sentimentul ăsta de... vechi, de memories, așa că așa. O să merg pe Pro TV. Okay. Ok, bun. Ai preferat să știi data și ziua în care o să mori sau modul în care o să mori? Oh, la, ce grea e asta. Data și ziua, uai. Să ți-o spun eu acum, sau modul, gen... De, modul e nasol pentru că dacă aș afla și aș ști, cred că aș trai groaznic. Te-ai ferit tot. Așa că mai degrabă data. Deși oricum întrebarea ta e destul de deplasată, să știi, nu cred că e pentru intervalul ăsta orar. E doar așa o întrebare la care mulți cred că și-ar pune întrebarea asta. 3. Antonia sau Analescu?
Ce întrebare asta? Glumești? Nu, nu, băi, e un stereotip, este vai de capul, o alegere. Este Antonia, o alegere. Toată viața. Hai, noroc, hai, nu, adică îmi place și cum gătește pentru televiziunea Analesco. Mm-hmm. Îmi place, mm-hmm, așa, dar... dar doar îmi place. Dar îmi place. Așa. Trebuie să ștergi neapărat una din aceste două aplicații, YouTube sau Instagram. Ia să vedem. Ce alegi să ștergi? Ca și canalul pe care comunici tu cu... canal cu... Nu știu, comunici tu cu oamenii. Unde comunici? Pe deci, Instagram? Eu am văzut nu, că ești... E nu numai pentru că YouTube-ul te învață o grămadă de lucruri și iei de acolo multe. Eu mă refer la conectivitatea ta cu... YouTube, a se șterge YouTube-ul. Și ai preferat Instagram. YouTube-ul. Deci toate cursurile mele de dans sunt pe YouTube. Eu te-am de stăcări și de asta știu. Da, pe Instagram vorbesc mai puțin, dar vorbesc, cred că YouTube. Ok, bun. iPhone sau Samsung? iPhone, bun, și eu la fel. Ronaldo sau Messi? M-ai pierdut la fotbal. Ca să zic așa, amândoi sunt din fotbal, nu? Da, sunt legendele fotbal. Messi. Ai o telecomandă cu două butoane. Ok. Cel roșu te duce cu 500 de ani în urmă, da, iar cel albastru, da, cu 500 de ani înainte. Uh-huh. Ce buton apeși? 500 de ani înainte. E cu bătaie. Albastru, nu. Albastru? Nici nu stau să mă gândesc. Da, sigur că da. Trecutul l-am auzit. L-am și trăit prin alții, dar viitorul, da, habar n-am ce urmează și te întorci în 1521 și înveți pe toți să danseze. Super. Dar ce ar fi niște maimuțe extraterestre care fac salsa? Tu îți dai seama? Arriba! Eu m-aș întoarce înapoi. Deci nu m-a întrebat nimeni. Hai, să avem pentru asta. Hai, să avem pentru asta. Să te duci tu înapoi. Și tu înainte, ok. Bun, mai departe, nouă, zim, salsa sau bachata? Nu mă gândeam. Asta este o întrebare... E foarte greu și o să-ți răspund aici un pic mai larg, pentru că tu dansezi în funcție de locul unde ești și cum te simți, ai anumite stări. Dansul latinoamerican are această frumusețe de crezi acel moment în clipa aia. Contează locul, contează muzica, contează oamenii, persoana cu care dansez, toate astea. Starea mea foarte faină și de party, într-adevăr, e bachata, e pasională. Dar sincer, când eu vreau să mă distrez, salsa, frate, salsa e tot. Hey Google, play some salsa. Ia. Hey Google, stop. Because we have something to do. Arriba! Bun, fii atent. Zim. O săptămână în Cancun sau o săptămână în Rio de Janeiro? Am fost în Cancun după luna de miere. Am fost wow! Așa, în Rio de Janeiro n-am fost. O săptămână în Cancun cu soția, în Rio de Janeiro singur. Sau cu Valentin Luc. În Rio n-am fost. Am fost în Fortaleza, da? În schimb, în Brazilia. Bun. Da. Cum sărbătorește Wilmark? Cu șampanie sau cu coniac? Cu șampanie sau cu coniac? Cu ron. Cu tequila. Deci cu nimic. Sincer, din asta două cu nimic. Dacă vrei să aleg una, aleg una. Dar dacă mă întreb pe mine, de ziua mea, de obicei fac o petrecere de adunare de fonduri. Nu vreau să-mi aduc nimeni cadouri. Da. Și chem pe toată lumea să bea tequila. Și la mine se bea tequila. Deci te duci la bar și cer câte tequila vrei tu până te neci în tequila. Așa. Și gata, cam așa sunt sărbătoarele mele. Dar dacă trebuie să aleg între coniac și șampanie, aș alege șampanie. Eram sigur. Și ultima, okay. Ce superputere ai alege? Bun. Să te poți teleporta. Bun. Sau să poți citi mințile celor din jur. Deci ori să pleci acum în Rio de Janeiro cu mine, deci, sau să-mi citești mintea acum mie și celor din producție, deci, nu știu, să mergi la bancă și să-i citești mintea, nu știu ce, ia să vedem. Eu zic că asta cu teleportarea se va întâmpla.
Nu? Cu siguranță, cred că mi se pare cea mai puternică putere să poți să citești mintea altora. Nu? Mi se pare wow. Adică unul dintre lucrurile care îmi fascinează în jobul meu este că pot să anticipez reacția oamenilor la show, știi? Uh-huh. Spectacolul meu e gândit în așa manieră la care eu știu ce o să faci tu când o să vii să dansezi cu noi. Da. Și anticiparea asta mă fascinează, așa că aș alege citirea gândurilor. Bravo. Wilmar, eu îți mulțumesc mult de tot pentru că ai luat parte la episodul. S-a terminat, nu cred. Da. Ideea e în felul următor. Eu am un gift box aici cu instrumente de bar super de lux așa. Dacă o să ne dați un comentariu la clipul ăsta și o să ne spuneți care este băutura voastră preferată cu baza tequila, atenție, pentru că noi am vorbit de tequila aici, o să puteți câștiga un shaker, un bar kit semnat de mine și de Wilmar, bineînțeles. Nu uitați, dați un subscribe la canal, un like. Da, unul dintre răspunsurile posibile, răspunsuri poate să fie margarita. Margarita, da, dar nu orice fel de margarita. Da, margarita mea, margarita lui Wilmar, nu margarita... Vedeți că jurizăm, da? Adică jurizăm, stau cu Wilmar și ne uităm la fiecare comentariu, luăm, îl analizăm, ne certăm între noi și spunem, băi, ăsta este câștigătorul. Da. Vă mulțumim mult de tot, ne vedem data viitoare, ne vedem într-un sezon nou cu un alt concept, o să vedeți, avem surprize pentru voi. Vă mulțumesc mult, Wilmar, că îți mulțumesc mult de tot. Cu plăcere și mie mi-a făcut plăcere. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Ciao!